Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, 12 ani, 12 PM aici, 24 de ore de la Roman 24, suntem în studioul nostru, acasă, cum ar veni, și pentru că vorbim de o televiziune online și de lucruri pe care se pot face, am alături de mine pentru următoarea jumătate de oră pe domnul George Biciușcă și o să spun vreo mașcană în primul rând. Bine ați venit! Salut, mă mulțumesc, mă bucur să fiu la dumneavoastră. Zic că vreo mașcană, om de afaceri, politician. Da, să luăm cu începutul. Să zicem, în primul rând, Romașcan, a spus foarte bine. După care, da, om de afaceri. Și cred că, tată, cred că tot... în primul rând, tată, că e cea mai frumoasă calitate pe care o am în ultima vreme. Iar una redescoperită, cea de om bun, în care încercăm să facem ceva pentru orașul nostru. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Cu ocazia aceasta am să fac un apel să mă sprijiniți, că fiind cât de cât noi în piața televiziunilor, să mă sprijiniți în toate demersurile pe care eu le voi face de acum încolo. După cum bine cred că ați aflat și noastră, am reușit și am finalizat un proiect la care am ținut foarte mult, cel de la pediatrie, iar imediat promisiunea făcută mie a fost și am demarat deja pentru cealaltă campanie care vizează secția de oncologie, pentru că am ajuns la concluzia că făcând ceva pentru cei care au nevoie de noi, automat facem ceva și pentru noi. Bun, dar acum ați plecat, că eu înțeleg că sunteți un om generos și v-ați implica și e vorba și de voluntariat aici, dar toată lumea cam mai mult așteaptă să primească ceva în schimb. Cum ați plecat la drum? La un moment dat eram cu fetița mea, că tot ați amintit de acea frumoasă calitate de tată, și am fost nevoit să ajung pentru un control la pediatrie la noi la Roman. Ce ați găsit? Nu mi-a plăcut felul de cum erau copiii acolo, să nu fiu înțeles greșit. Ei primeau toată atenția și tot tratamentul. Dar am simțit la un moment dat și Dumnezeu mi-a dat această simțire. Eu am crezut și ați văzut că s-a și realizat că pot face ceva să schimb. Să aduc totul la o normalitate, cred eu, care ar trebui să fie peste tot. Peste tot. Și am zis atunci, Doamne, dă-mi putere, că sigur o să putem face. Cu foarte puțin o să putem face foarte mult. Și am început printr-o campanie pe rețele de socializare, chiar o surpriză frumoasă, atunci în pragul sărbătorilor au venit copiii care au făcut bani și cei de la People to People, dar în primul an copiii prietenilor mei au venit și au donat din ce au făcut cu colindu. Da. M-am simțit extraordinar și am văzut că fiecare bănuț, fiecare leuț adunat, totul transparent, se poate face ceva minunat. Am avut inclusiv noi, am dat cu vopsea. Deci am preluat un model din străinătate pe care l-am implementat foarte rapid la noi. Și a ieșit un proiect destul de frumos. Am început cu veselă, cu pampers, cu o ușă, un geam schimbat, o chiuvetă. Am amplificat, am schimbat foarte multe uși, ne-au ajutat și de la spital, am schimbat și partea de covoare. Pe atunci, Dumnezeu să-l odihnească, trăia și președintele Consiliului Județean, pe care l-am întâlnit într-un magazin și am spus dacă ne poate ajuta. Și ca drept dovadă ați văzut că ulterior au venit fonduri, cred că în jur de vreo 3 miliarde de lei. Important este să ai curajul să te duci și să te implici. Da, știți, toată lumea spune și eu aș vrea, domnule, să ajut, dar nu am bani, nu am relații. Puteți veni, dau un exemplu dumneavoastră, și să vă petreceți o oră cu copiii care sunt acolo, citindu-le o poveste, făcându-le șederea lor mai ușoară, pentru că ei sunt... Pentru copii sau mai degrabă pentru un bătrân? Că știți, copiii până la urmă, cei la pediatrie au familie. Sunt și care nu au, sunt cei distrofici care sunt lăsați acolo. Următorul pas în viitorul campaniilor pe care le voi face eu, sunt și bătrânii. Dar povesteam de fiecare dată când am fost întrebat. Bătrânul are acea simplitate și acea modestie că prima dată când te duci la un bătrân să-i oferi un fruct, te întreabă, maică, dar la copii ai fost? Și, cum vă povesteam și înainte de a începe, următorul meu pas se adresează acelor categorii și oameni mai bătrâni cât și tineri, care au o nevoie și mai mare de noi, acei bolnavi de la oncologie.
Sunt în discuții cu conducerea spitalului că după ce vor renova acele secții, noi vom intra acolo și noi ne vom îndrepta tot ajutorul, piese de mobilier. Eu sunt un om care sunt pe toată lumea și îl întreb, ai ceva în casă care nu-ți trebuie? La un moment dat am pus întrebarea aceasta și mi-a zis cineva, da, am un frigider. L-am luat, l-am spălat și l-am dus la pediatrie. Da. Mulți dintre prieteni mă întrebau, avem hăinuțe? Că acolo ajung și oameni care nu au posibilități. Da. Am primit un ajutor frumos înainte de sărbătorile de Crăciun de la domnul Dan, care este managerul lui un manager al lui Cântăresc, că nu-i facem reclamă, da, Vale Crăciunescu, da, care a, la fel și dumnealui, la un spectacol ne-am întâlnit și m-am dus și am zis dacă ne poate ajuta. Am rămas plăcut surprins că au venit cu acea campanie Shoebox la noi la Roman, am văzut-o și ulterior am implementat-o și noi. Vedeți, de aia sunt și la dumneavoastră acum, nu pentru niciun fel de reclamă, doar a implementa puterea exemplului. Că vedeți, făcând, la rândul meu au preluat și în Piatra Neamț, a fost preluat tot din cercul meu de prieteni pe rețea, au preluat și modelul cu tot cu pediatria. Da. Noi suntem norocoși acum, cred că dumneavoastră știți. Da. Suntem norocoși că deja la noi este modernizată, la ei au avut foarte mari probleme. Și am adus acea secție la un standard de normalitate în care ți este foarte drag să intri acum. Iar satisfacția mea sufletească este că am reușit, prin puținul meu, am reușit sau cred că am reușit să schimb viața celor copii care ajung acolo. Mă, da, știți că sunt foarte mulți oameni cărcotași și noi, poporul ăsta, suferim de așa ceva și ar spune, domnule, da, eu trebuie să facă statul, să facă primarul, să facă notarul. Da. Deci eu cum vă luptați cu mentalitățile astea? Adică v-ați lovit și de astfel de exemple? Dar ne lovim de fiecare dată. Dar să vă spun, luăm exemplu, discutam cu conducerea Salvați Copiii România, cred că ați văzut da. Și dumneavoastră că domnul, i-am adus la un moment dat, făcând și o paranteză, cred că ați auzit și dumneavoastră, atât de mult am insistat la ei până am primit un mail și mi-a spus, am înțeles, vom veni. Da. Deci important este să fii destul de haideți să-i spunem, de insistent, că până la urmă cineva îți va rezolva acea problemă. Cărcotași vor fi, au fost, vor fi și sunt. Dar trebuie să trecem peste toate aceste răutăți. De ce? Că avem un target. Persoana sau cele persoane care noi ne îndreptăm atenția să le facem viața mult mai ușoară. Bun, da, vorbim până la urmă de o chestie organizată. Că sunteți dumneavoastră, că mai sunt încă trei oameni. O asociație, un ONG. Da, noi suntem parteneri cu People to People, da. Care ați văzut, toate aceste acțiuni au început deja să crească. Am implicat tineri, voluntari, care au făcut ornamente pentru Crăciun. Știți câtă mulțumire sufletească au avut acei copii? Că sunt adolescenți care au 16-17 ani. Câtă fericire au avut și ei că au putut aduce alinare. Din păcate, noi, ca și nație, ca și popor, încă nu suntem pregătiți. Noi suntem la perioada aia, facem o comparație cu un copil care se naște, noi abia începem să învățăm să mergem. Să mergem, da. Mai avem până putem alerga. Bine, unii vrem și să stăm jos și nu am vrea să mergem în absolut deloc. Dacă vine papa și în fața ta, nu trebuie să te ridici, nu? Să vorbim și de comoditate aici, poate și de neștiință, da, nu neapărat. Trebuie să ne educăm cultul acesta de voluntariat și de donație. Revin la ce spuneam, discutam cu Andy Moisescu, care ne spunea că în țările nordice a apărut acest mod de lucru al Salvați Copiii România, este Salvați Copiii Mondial, au început cu donații în fiecare lună, s-adunau într-un cont, își rezolvau problemele, de au ajuns la nivelul prin 2000, ei și-au rezolvat toate problemele, dar acel act de donație a rămas în arcul reflex și s-au îndreptat către alte societăți, alte popoare care au nevoie. Așa a luat naștere. Acum sunt foarte multe persoane care sunt în străinătate care au semnat și în fiecare lună li se oprește și se donează. La noi începe încet, încet să educăm. Eu de fiecare dată când mă întâlneam propuneam un exercițiu de imaginație. În municipiul Roman, cred că mă repeta nu știu câta oară, dar repetiția va face bine, să presupunem că avem 30.000 de oameni care au venit. Da. Facem un calcul matematic. La 30.000 de oameni, credeți că un leu este mult?
Da, am avut și eu proiectul acesta și toată lumea din jurul meu. Eu am zis, un leu pentru roman. Și am zis la un moment dat, să facem un cinematograf, să facem un teatru. Am zis acei bani să meargă pentru un scop anume. 30.000 de lei pe lună, eu vă promit și vă garantez că în 5 ani rezolvăm toate, o parte din problemele romanului. Așa de... N-aș vrea să pulsez, să punem un euro pe lună. Nu, am zis un leu de la fiecare cetățean și cei care nu vor da, vor fi oameni care vor da 5 lei pentru ei și să face această sumă. Sunt de acord cu dumneavoastră și la fel am vorbit și eu fiind de urmă. Sau... Și prietenii mei au zis că ei nu vor da sau un leu pentru că nu cred într-un astfel. De ce nu? Aveți exemplul meu, este viabil, s-a realizat. Haideți să încercăm împreună. Hai să oamenilor ca acei bani să nu fie folosiți în respectivul scop. Știți, vedem la televizor acum e plin de DNA-uri și politicieni care au furat țara sau deocamdată sunt în cercetare. Faptul că există o umbră, așa, un norișor de teamă deasupra. Putem face altfel. Am preluat acest... Da, dați o soluție care... În Sfântul Gheorghe, dacă nu mă înșel eu, citeam acum câțiva ani, s-a constituit o organizație locală, da. Totul transparent, toate au cooptat toate marile magazine, supermarketuri. Și fiecare, la fiecare bon, dădea un anumit procent. La noi, mulțumesc doamnei Chiria că a preluat și dumneavoastră ideea, da. Și s-au adunat foarte puțin, dar să știți că ei sunt acolo și se adună lunar și se îndreaptă către pediatrie. Noi am putea face ca fiecare... Kaufland, fiecare market dintre ăsta mare. Sau chiar eu aș fi de acord când mă duc la să-mi plătesc serviciile de telefonie sau de internet, să în preț să spun, vă rog, mai încasați un leu sau doi pentru oraș. Sau putem face o linie de mesaje. SMS-uri. Da. Și acei bani să fie adunați într-un cont, să se facă un fel de ședință publică cu reprezentanții ai comunității, să ni se prezinte acele cazuri și facem vox populis, nu? Facem fiecare. Dom'le, unde vreți să ducem acești bănuți? Și vă spun eu că în Sfântul Gheorghe funcționează perfect. Am un amic, funcționează perfect. Și lumea dă acești da, bani. Și cred că... Dar care îți spune că principalele 3-4 proiecte care ar putea să fie derulate, pentru început, lista de priorități? Adică... Sunt foarte multe idei. Aș fi preferat să... Oricum, pediatria e 99,99% e terminată. E rezolvată, da. Următorul prag ar fi la oncologia. Avem îngrijirile paliative unde putem... Avem foarte mulți voluntari, sunt foarte mulți bătrâni. Aș vrea să încheg o comunitate de oameni, de tineri, inclusiv prin pregătirea lor profesională. Da, un exemplu, dumneavoastră aveți o pregătire profesională. Sunt foarte multe locații, și la Părintele Popovici, unde putem merge să ne dezvoltăm instinctul acesta de voluntar. Putem pregăti copiii pentru școală. Eu mă pricep să... Da, la fizică. Sau și pe meserii. Au dispărut acele școli de meserii. Pe timpul verii am putea... Dom'le, eu mă pricep să zidesc. Îmi adună părintele sau asociația respectivă 10 tineri care se pregătesc să termine liceul, care poate nu au altă șansă și îi învăț să zidească. Eu încerc să inițiez, pentru că nu cred că mai avem așa de multe școli de arte și meserii. Mai avem și chiar dacă... E țara plină de ingineri, etc., care pleacă la muncă în străinătate, șoferi pe camion. Aici să ajungem. Când spuneți noi așa, la cine vă referiți? Dumneavoastră și mai cine? Și cu mine? Cred că marea problemă este aici. Cam în primul rând să ne dorim să facem ceva, trebuie să începem cu noi. Și după care cu ceilalți. Da. În primul rând trebuie să... Eu păi am sunteți norvice, totuși aveți doi am o, spate în care ați început. Am o putere de convingere și întotdeauna cei care m-au ajutat au avut încredere că tot ajutorul lor se îndreaptă acolo. Pentru că eu am făcut totul la vedere, totul transparent. Știți, când e vorba de bani, așa, oamenii au o teamă. Dar nu numele rău. Putem, cum am procedat cu toți prietenii mei, nu trebuie să-mi dai mie bani. Avem depus 3 uși. Tu ești o firmă particulară, plătește 3 uși să meargă să le monteze. Nu s-a atins nimeni din Budești. În circuitul acesta nu s-a ajuns la bani. Sau mă întrebau prietenii mei, domnule, cum putem să ajutăm? Păi uite, este restanță la persoana care ne-a ajutat cu mobila, poți să mergi să o plătești, îți face contract, tu ții facturica, tu faci contract de donație și o donăm la spital. Am reușit și am adus un ecograf de vreo 20.000 de euro, care la momentul de față trebuie reparat.
Important e să fiu un pic insistent. Eu peste tot unde mă duc, pe la toți prietenii mei, repet, întreb, ce aveți? Săptămâna asta mi-a spus un prieten de-a meu care are o mașină care nu mai folosește. Trebuie să găsim cadrul legal în care să o putem aduce, să o punem la dispoziția pediatriei, să câștigăm acei timp morți, să nu mai fim nevoiți să chemăm salvare. Și am promis că tot carburantul pe anul viitor o să-l susțin eu, de unde avem, de unde nu avem. Trebuie să facem ceva, vedeți că nu vine nimic din urmă. Noi de bine de rău vom plăti pensiile bătrânilor care sunt acum, dar noi nu avem pretenția ca aceste generații să vină să ne... Până și Mântuitorul spunea să vină, lăsați copiii să vină la mine. Dacă nu investim în ei, nu vine nimic din urmă. Bine, bun, trebuie să investim și să tratăm mai multe din această țară, câte un pic, câte un pic, că suntem bun. Da, dar trebuie să începem cu noi, începem cu aproapele nostru aici. Bun, o variantă, eu încerc să găsesc din asta și un răspuns la întrebarea, bun, cine-i domnul ăla de la televizor? Este George Biciușcă. Unde îl găsesc? Că poate am și eu niște hăinuțe care vreau să le donez, dar nu mă duce capul, nu știu unde să mă adresez. Cum să facă romașcanică? Și chestia asta, facem o pagină de Facebook, facem... Eu întotdeauna am spus, peste tot ne-am fost, i-am invitat pe cei din media să devină partenerii mei. Acum vă invit și pe dumneavoastră, pentru asigurarea transparenței totale, cine dorește să se implice în campania noastră, poate veni la dumneavoastră. Și de aici mergem împreună, pentru că arătând că se poate, putem să ne dezvoltăm enorm. Nu, eu vă spun sincer că în urmă cu vreo 2-3 ani am hotărât să facem curat ca în orice familie și să renunțăm la haine noi nouțe care nu le-am mai fi purtat niciodată și n-am știut. Bine, până la urmă ne-am descurcat, am mers la o biserică așa cum se face, am vorbit cu cineva să ajungă la cei săraci. Și de fiecare dată când am mai fost vorba de situații în care cineva a vrut să facă o donație, ne-am dus la ușa primăriei, la direcția de asistență socială. Bună ziua, știți, o familie cu 6 copii. Căutați-mă pe mine că orice mi-aduceți dumneavoastră, găsesc eu unde să le dăm. Asta fără doar și poate. M-aș întoarce, spuneați, de oncologie. Și acolo, pe acest sistem de voluntariat în care oamenii să stă de vorbă cu cei de acolo. Știți cât de mult contează, mă scuzați că deviez un pic de la acest subiect, ne gândeam la bătrâni. Am avut niște campanii vreo câtva timp în urmă și am fost la azile de bătrâni. Știți cât de mult contează nu ce i-ai dus bătrânului, că te-ai dus și l-ai văzut. Fără să te cunoască niciodată, parcă te știa de o viață. Și cel mai mult m-a bucurat o remarcă a unui bătrân care a spus: taică, nu știu cine ești, dar te așteptam de mult. Da. Deci ajungeam acolo și ne mulțumeam nu pentru portocala sau pentru sucul care l-am dus, pentru faptul că e, mai există cineva care se gândește la ei. Nu, dar știți ce mi se pare, apropo că ați spus de azil de portocală, vine acum Paștele și toate instituțiile, toate partidele o să meargă să dea câte ceva la un azil sau la școala cu copilor cu nevoi speciale. Și e o chestie hilară până la urmă, că toată lumea se duce acolo și au... Deja a devenit o tradiție. Da, e o tradiție un pic tâmpită, pentru că acei copii și acei bătrâni și oameni în nevoie primesc de Paște și de Crăciun și primesc tone de alimente și de dulciuri și de fructe, dar în restul anului nu se mai duce nimeni pe... Nu ar fi bine ca toate aceste partide să adune toți banii care vor să iei sau toate produsele care le doneze și să le împartă în fiecare lună anului? Am zis, doamne, eu mă duc, adică partidele, instituțiile, eu vorbesc. De Paște mergi tu, în mai mă duc eu, în iunie, altcineva, dacă tot vrem să facem niște gesturi. Dar eu vă spun că de multe ori aceste gesturi, eu le văd că sunt de bifat. Bifăm că am dat de 8 martie flori pe centru. Ați dat de 8 martie flori pe centru? Am dat flori pe centru, da. Dar de ce de 8 martie, numai de 8 martie? De 8 martie toată lumea primește flori. Dar să știți că au mai fost ocazii în care am dat și fără. Eu, de exemplu, soției mele, de o parte, nu cred că i-am luat flori. Pentru, i-am luat alt cadou, dar îi duc flori în fiecare zi, poate. Dar acel gest simbolic a fost ca să marcăm acea zi. Din punct de vedere politic. Și din punct de vedere politic, da, de ce să nu recunoaștem și din punct de vedere politic, dar și al faptului că acea zi nu trebuie să treacă neobservată, pentru că sunt foarte multe femei care nu primesc de ziua lor. Da. Bun. Bănuiesc că dumneavoastră ați primit. Da, eu am primit, da. Eu vă spun din... Da, tatăl meu are grijă în fiecare. Deci eu vă spun că sunt femei și sunt... Chiar auzeam o discuție
chiar înainte de 8 martie, erau foarte scumpe florile și spunea la un moment dat o doamnă în glumă, a, păi mai degrabă iau 3 cutii de lapte. Decât o floare. Bine, nu mai știm, da, să ne mai bucurăm și de lucrurile. Da, iar 8 martie, noi ne-am învățat că e și ziua femeii, nu? E ziua mamei, nu? E ziua mamei. Da, asta e. Da, deci e ziua mamei. Plus că e și primăvară. Apar și... Vezi că afară, se, că mai minte un pic. Da, acum discut, sunt babele pe vechi. Pe, da, 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 pe vechi. Eu cred că, apropo de ce spuneați, la fiecare dintre noi avem un moment în care Dumnezeu ne călăuzește să facem ceva. Eu vă spun că imediat după ce s-a născut copilul meu, am simțit că prin tot ceea cât am să trăiesc eu, voi încerca să devin un om mai bun decât sunt. Pentru că atunci se resetează ceva înăuntru nostru. Eu sunt un tip foarte patriot, și local și național, dar mai mult țin la orașul meu. Chiar discutam la un moment dat că legat de tot ce se întâmplă, că suntem denigrați în străinătate, este și vina noastră. De ce? Pentru că noi în străinătate ne e rușine câteodată să recunoaștem că suntem români. Mă refer la noi, la noi toți. Și i-am dat un răspuns unui amic care stă foarte mult în străinătate, i-am zis nu are voie nimeni să vorbească urât de țara mea. Da, bine, aici nu sunt de acord cu cei care sunt... Singurul care pot să-i aduc critici sunt eu, că sunt din familia ei, țării. Dar tu nu ai voie să-mi critici țara, indiferent cât de rea e. Da, știți, apropo și de cei care sunt în străinătate și care în străinătate respectă toate regulile și vin în România și nu mai respectă absolut... Luăm exemplu de aruncat pe geam, da? Da. Știți cum aș gândi eu? Eu aș gândi niște idei foarte simple. Dom'le, ce... Aruncatul țigării pe jos în parc. Da. Te-am găsit eu de la poliție, nu-ți dau amendă. Eu te pun, sau o hotărâre judecătorea să zicem, eu te pun să-mi aduci 200 de kilograme de chiștoace adunate din oraș. Asta e... Ar fi o idee. Da, o vedea, că un regulament de... Noi acum, poate gândi, poate gândi... Sau, cât de frumos, pe vremea răposatului Ceaușescu, cât de bune erau, nu cred că, nu, au avut și părți bune, cât de bune erau acele acțiuni de a ieși toți de la școală și de a face curat într-un obiectiv. Mă înțeleg că totuși acum, la nivelul unităților de învățământ, se mai fac astfel de activități. Undeva. Da. Voluntariatul începe să prindă pași. Da, importanță. Și voluntariatul pe tineri, că abia acum cred că nu sunt foarte bine informat, cred că abia acum s-a dat legea ca să fie recunoscut. Dar nu e foarte clar dacă are și norme de aplicare sau nu. În străinătate, a face voluntariat pentru acei tineri e o onoare. Bine, e altfel de cultul, educația. Aici trebuie să ajungem și noi. Noi suntem un pic defavorizați, pentru că, vedeți, au plecat foarte mulți părinți în străinătate, au rămas copii de acele generații de pe care vorbeam. Și noi am fost o generație tânără, o generație de tranziție, post-revoluție. Am înțeles și noi acea democrație diferit, dar parcă e din ce în ce mai alterată. Adică spuneți că ceea ce vine din urmă e prăbun. Mă sperie un pic. N-aș vrea să folosesc un termen dur. Da, de ce? Pentru că așa am zis și noi o bună perioadă de vreme, după care am tot început să descoperim copii extraordinari. Extraordinari, da. De ce? Pentru că de fiecare dată când s-a schimbat regimul politic, s-a pus un ministru politic care de fiecare dată a venit cu ideea lui. Da, avem la reforme. De ce nu lăsăm pe un plan de management? Domnule, dumneata, ce vrei să faci? Domnule, eu vreau să fiu director la liceul Cutare. Ăsta e proiectul, asta e echipa, asta vreau să fac. Asta, nu, acum deja vorbim de politizare. Deci vorbim de management, vorbim de tot ce înseamnă și un elev de busolat, dacă îi dai să citească o carte azi și mâine o schimb, nu mai știe să tragă concluzii din niciuna. Lasă-l să termine cartea ori. La clasa a doua sunt invitat să-și facă operații estetice, adică să vorbește la clasa a doua despre așa ceva într-o carte. Deci nu că vorbește un profesor sau ceva. Bine, vorbim de un sistem întreg de educație, totuși am văzut și exemple frumoase Bun. Și bune avem. În Roma și avem și Asociația Mușatini și avem și People to People. Și cred că mai sunt copii care i-am văzut implicându-se efectiv, știu, mi-aduc aminte de un băiat care mi-a plăcut foarte mult de la cei de la People to People, cu prăjiturile, au gătit acasă și au dat o prăjitură pentru un zâmbet. Ei, e un lucru pentru care pot să schimb părerea despre generații. Dar mă refer la generația mea și de după mine. Cum îi convingem pe acești oameni care poate nu au timp? Noastră munciți, nu? Cum să nu? Vă gândiți cum să faceți un bine.
Cred eu că... vă spun niște impedimente care ar putea exista în capul oamenilor și dacă aveți această experiență, dați-le și o piedicile acestea. Nu ne lovim de buturga mică. Eu mă gândeam așa, că putem face acele școli de vară. În acele școli, la nivel pe asociații, da. Putem face acele școli de vară. În acele școli de vară putem da, fiecare putem veni și ne povesti experiențele. Numai așa. Da, o meserie, da. O meserie. Sau da, modul cum am gândit eu campania, modul ce m-a determinat, doar povestind, doar spunându-le dintr-un număr de, fiți sigur că unul o să preia ideea. Da, bun, asta ar trebui cineva de la o școală să zic, poate e, ca să fie un cadru organizat. Cineva de la o școală să vă invite pe dumneavoastră care să fiți un exemplu. La săptămână, altfel, vă să stau la dispoziție. Cine dorește, putem face vizite. Știți cum la un moment dat, din grupul meu de prieteni, vreo câțiva, cred că am dus cam în jur de 15 copii, da, să vadă că acei copii, știți că noi toți copiilor noștri vrem să le dăm totul, să vadă că sunt și copii care au nevoie și pot renunța la anumite jucării, asta nu dau, îi educăm de mici. N-am reușit să educăm de mici pe cei din generația din spate, încă îi putem acum. Eu cred că România și generația care vine încă mai are o șansă. De-aia n-am fost așa de drastic cum a spus dumneavoastră. Dar eu cred și cred în puterea schimbării. Bun. Schimbăm mentalități, că de fapt de aici trebuie și mentalități și modul de a privi lucrurile. Că mentalitatea o putem schimba, dar modul de a privi lucrurile trebuie schimbat. Spuneți, pediatria e aproape rezolvată. Oncol, bine, tot timpul mai este ceva. Deja când am zis că am terminat, au venit cu alte solicitări. Oncologia... Oncologia, așteptăm proiectul să vedem modernizarea ei structurală, să vedem ce o să fie acolo, după care o să am o discuție cu conducerea spitalului, să încercăm să ne aducem și noi aport acolo. Am înțeles că nici medic nu au la momentul acesta. Eu sunt un tip idealist, aș vrea să fac foarte multe. Următorul meu proiect rapid, care este acum foarte repede, vreau să-l implementez, e acea idee cu cafeaua lăsată la cafenele pentru oamenii care nu au, dar vreau să o implementez la nivel local, atât în restaurante, cât și în magazine. Am preluat modelul din București, în orice restaurant, eu pot plăti un meniu, da, de 10, 12 lei pentru oamenii care nu au. Dumneavoastră să fiți de acord să mergeți la un restaurant într-o seară și să renunți probabil, să zic eu, la un suc și o cafea, să plătesc un 10, 12 lei din 100, vin 50 de clienți pe zi, să pot plăti 50 de meniuri la niște oameni încăjiți? Eu cred că da. Nu-i vorba de bani, nu cred că sistemul neapărat n-ar place. Funcționează, eu deja am găsit partenerii cu care putem lucra în restaurante. Cine este de acolo, eu deja vreau să demarez. Da, da. Știți cum e? S-ar putea mulți oameni patroni de baruri să vă spună că eu nu pot să... Eu am clientela mea din top, spuma, crema... Nici o problemă, dar am fost în București, am fost zile trecute, doar discutam și acolo am văzut ideea. Eu deja am implementat-o la vreo câteva magazine de panificație, unde lăs, cu ajutorul prietenilor mei, lăs niște sume de bani și am încredere că trebuie să câștigăm și încrederea noastră, dar și celorlalți. Da, asta e cu pâinea, cu pâinea. E bună. Da. Spun că meniul nu ar fi lumea dispusă să zică, domnule, nu mănânc eu la restaurant, de i-aș lăsa. Știți că mai avem și... Eu vă spun că găsim. Eu vă propun să, dacă e încheiem emisiunea, nu, din păcate jumătate de oră, dar o să revenim asupra dezbaterii și strângem câțiva oameni de bine din oraș și încercăm acest proiect cu o dezbatere publică. Deci, cum să nu? Iar eu, dacă tot ne suntem în postul sărbătorilor de Paști, vă invit să încercăm, prin intermediul dumneavoastră, oricine vrea să doneze orice, în genul shoebox sau orice, da, orice lucru, haideți să deveniți și partenerii mei, să încercăm pentru vreo câteva familii nevoiașe să le facem sărbătorile de Paști fără niciun iz politic, reclamă, etc.
doar puterea lucrului bine făcut și a schimba... Și un exemplu bun. Știți că ne simțim noi foarte bine când o să vedeți că acel copil vine și te ia în brațe pentru o simplă jucărie care i-a adus-o. Senzația este extraordinară. Eu sper ca cei care ne-au privit în ultima jumătate de oră să fie înțeles că încercăm să facem ceva bun. Bine, dumneavoastră și faceți, eu doar am vorbit până acum, dar poate împreună vom și reuși. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Mulțumesc. De Roman 24. Încercăm să facem bine.